Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am găsit! Sunt Victoria Petraru și vă prezint ora știrilor. Iată care sunt cele mai importante subiecte ale zilei. Un incendiu uriaș a făcut scrum Filarmonica Națională. Pompierii au luptat ore în șir pentru a localiza flăcările. Pagubele sunt uriașe, spun oficialii instituției. Vlad Filat ar fi furat din băncile moldovenești și a primit daruri de la Vlad Plahotniuc. Ce alte dezvăluiri a făcut fostul său apărător, vedeți la știri. Pentru a doua zi consecutiv avem mai mult de 700 de cazuri de coronavirus. Cu toate acestea, guvernanții anunță ridicarea unor noi restricții. Fostul interlop pe nume Chitaeț, decorat recent de către Igor Dodon, s-ar fi infectat cu noul coronavirus. Mihail Aizin este internat la Spitalul Republican. Incendiu devastator la Filarmonica Națională Serghei Lunchevici din capitală. Nori de fum negru deasupra Chișinăului, oameni panicați, angajați evacuați cu mâinile goale din birouri. Este peisajul dizolant care putea fi observat în preajma instituției. La fața locului au fost îndreptate mai multe echipaje de pompieri, întrucât părea că focul a scăpat de sub control. Cu lacrimi în ochi, directorul Filarmonicii Svetlana Bivol ne-a comunicat că incendiul care ar fi izbucnit în timpul unor lucrări de sudare le-ar fi adus pagube uriașe. După aproape 5 ore, pompierii au reușit să localizeze arderea. Victime nu au fost raportate. Incendiul a afectat în jur de 3500 de metri pătrați. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, la câteva ore de la izbucnirea incendiului, 10 autospeciale, inclusiv 3 autoscări, luptau cu flăcările care au cuprins Filarmonica Națională. Incendiul care a izbucnit aproape de ora 12 a afectat esențial acoperișul edificiului, iar tavanul sălii principale a cedat. La un moment dat, pompierii au fost retrași de pe acoperișul clădirii, întrucât exista pericol pentru viața și securitatea lor. A cedat tavanul din sala principală a Filarmonicii. La moment e vorba de o intervenție complexă și complicată, întrucât vorbim de materialele constructive a acestui edificiu, care în mare parte sunt îndeplinite din lemn și lut. Potrivit directorului instituției Svetlana Bivol, focul ar fi izbucnit în momentul în care erau efectuate lucrări de sudare într-o anexă. O țeavă se suda la, într-un veceu vechi, într-un local mai vechi. Și de la o scânteie s-a pornit acest incendiu. Pierderile sunt imense. Situația este foarte gravă, că trebuie să sistăm activitatea instituției. Svetlana Bivol ne-a mai spus că în momentul izbucnirii incendiului, în interiorul clădirii erau circa 50 de persoane. Toate au reușit să iasă la timp până la izbucnirea focului. Panicați, angajații Filarmonicii spun că din grabă au reușit să-și ia doar strictul necesar, marea parte din lucruri rămânând în birouri. Foarte puțin. Ne-am luat geantă și... Foarte puțin. Toate au rămas în birou. Acolo multe de toate. E biroul administratorului Filarmonicii. Eu nu știu ce e. Acolo foarte multe sunt. Cineva și-a scos aparatura, costumele, dar nu toți. Încă partea cealaltă, partea cea mai vulnerabilă, probabil că a fost acolo sub acoperiș, unei orchestre folclor și e tare lor le îngrijă cât... Nu se știe ce ar mai rămâne pe acolo. Și angajații școlii de muzică Eugen Doga, aflată în apropierea Filarmonicii Naționale, au fost evacuați din instituție. Măsura a fost luată pentru securitatea acestora. Filarmonica Națională Serghei Lunchevici a fost inaugurată în 1940, iar până atunci în edificiu funcționa circul. Clădirea actuală însă a fost proiectată după 1960. Tot atunci au apărut și celebrele coloane ale construcției.
Doi copii cu vârste de 7 și 11 ani au fost salvați dintr-un incendiu după ce flăcările au cuprins casa în care se aflau. Incidentul a avut loc aseară în satul Cârnățeni, raionul Căușeni. Părinții minorilor au încercat singuri să stingă focul, însă nu le-a reușit. Iar în ajutor le-au venit pompierii care au pătruns în odaia în care s-au ascuns de flăcări cele două minore. Copiii nu au avut nevoie de îngrijiri medicale. Deși încăperea în care erau nu a fost afectată de incendiu, aceștia riscau să se intoxifice cu fum. Incidentul a distrus bunurile materiale care se aflau în două camere, o parte din tavanul bucătăriei și o parte din acoperișul unei anexe. În ultimele 24 de ore, salvatorii și pompierii au intervenit în 71 de situații de risc. Cinci formațiuni politice ar accede în nou legislativ dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare anticipate. Este vorba de PSRM, PAS, Partidul Șor, Partidul Nostru și Partidul Platforma Da. Cel puțin asta arată un sondaj de opinie realizat de Asociația Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova. Cercetarea a fost aprobată de Comisia Electorală Centrală. Potrivit datelor prezentate în cazul unui scrutin parlamentar anticipat, Partidul Socialiștilor ar acumula puțin peste 37%, iar Partidul Acțiune și Solidaritate ar obține peste 22% din sufragii. Pentru Partidul Politic Șor ar vota aproape 11% din alegători, în timp ce pentru formațiunea Partidul Nostru și-ar da votul 10%. În viitorul legislativ, Partidul Platforma Da ar acumula 7,7% din voturi. Sondajul mai arată că Partidul Democrat nu ar trece pragul electoral, fiind cotat cu 3,5%. Datele cercetării sociologice mai arată că Igor Dodon și Maia Sandu au cel mai mare șanse de a ajunge în fotoliul de președinte, cu 30,9% și respectiv cu 19,3%. Un număr important de voturi ar lua și candidatul Partidului Șor, Violeta Ivanov, cu 5,5%. Totodată, participanții la sondaj au fost întrebați în care dintre politicieni au cea mai mare încredere. Liderul Partidului Șor, Ilan Șor, se numără printre politicienii în care cetățenii au încredere. Sondajul mai relevă că, în opinia majorității cetățenilor, situația economică a Republicii Moldova este mai proastă decât acum 5 ani. Cei mai mulți dintre ei nu sunt satisfăcuți de nivelul de viață, iar aproximativ 75% consideră că Republica Moldova se îndreaptă într-o direcție greșită. Sondajul a fost realizat în perioada 6-22 septembrie pe un eșantion de 1189 de respondenți din 85 de localități, marja de eroare fiind de 3%. Precizăm că și sondajele anterioare desfășurate în ultimele 3 luni au arătat că PSRM, PAS și Partidul Șor ar accede în viitorul Parlament. De asemenea, datele au arătat că liderii celor trei formațiuni sunt favoriții la fotoliul de președinte. Cetățenii Republicii Moldova își doresc ca la conducerea țării să vină Vlad Țepeș, Ștefan cel Mare sau Alexandru Lăpușneanu. Opinia a fost exprimată în studiul prezentat de către Asociația Sociologilor și Demografilor. Potrivit sondajului, la întrebarea care personalitate istorică sau legendară și-ar dori o oamenii în funcția de președinte al țării, respondenții au spus că îl preferă cu 21,3% pe Vlad Țepeș. Ștefan cel Mare a acumulat 20,7%, iar Alexandru Lăpușneanu 13,2%. Printre personalitățile istorice pe care oamenii și le doresc în funcția de șef de stat, se numără și Grigori Kotovski, Dmitrie Cantemir și Iosif Stalin. De asemenea, respondenții au spus că ar vota și pentru președintele Federației Ruse, Vladimir Putin. Liderul PLDM, Vlad Filat, ar fi furat din băncile moldovenești 100 de milioane de euro. Declarația a fost făcută de fostul său avocat Igor Popa la un post privat de televiziune. Acesta a mai menționat că în prezent fostul premier este cercetat pentru spălare de bani de procurorii din Germania. De asemenea, Popa a mai dezvăluit că Vlad Filat a ținut legătura cu Vlad Plahotniuc pe toată perioada petrecută în pușcărie și primea din partea fostului lider democrat diverse favoruri în schimbul tăcerii. Mai mult, cei doi și acum ar vorbi cu regularitate, spune avocatul.
filat, tot șafurat. Igor Popa a declarat că a avut o întrevedere cu reprezentanții lui Vlad Filat în 2014, care i-ar fi spus despre intenția liderului PLDM de a investi 100 de milioane de euro în agricultură. Întrebați de unde vin banii, ei ar fi explicat că de la Gazprom. Popa consideră însă că a fost mințit și că, de fapt, sursele financiare au fost furate din băncile moldovenești. În opinia mea personală, este că Filat a furat 100 milioane euro din băncile moldovenești. O bună parte din acești bani sunt stocați acum în Europa și nu doar, și în Africa, regiunea Uganda. Însă procurorii din Germania, ei nu arestează și după asta caut probe. Ei mai întâi caută probe și într-o bună zi te-au arestat. În privința lui, să o arătați. În privința lui este pornit un dosar pentru spălare de bani de către procurorii din Frankfurt. Popa a declarat că o parte din acești bani s-au folosit pentru procurarea a două case pe malul lacului Geneva, care se află în apropiere de vilele lui Plahotniuc. Despre relația lui Filat cu fostul lider PDM, Popa a declarat că cei doi vorbeau cu regularitate în timp ce Vlad Filat se afla în pușcărie. Acesta ar fi stat în penitenciar ca într-un hotel și primea diverse favoruri din partea lui Plahotniuc în schimbul tăcerii, afirmă Popa. Reacția lui Vlad Filat la acuzațiile aduse de fostul său avocat nu a întârziat. Pe pagina sa de pe rețelele de socializare, fostul premier a scris: deoarece nu sunt în Republica Moldova, iar acuzațiile aduse nu pot fi demontate printr-o postare, la revenire, vineri 25 septembrie 2020, voi organiza o conferință de presă în care voi demonta pe larg ticăloșeniile și minciunile aruncate în spațiul public de acest individ fără scrupule, care a încălcat orice limită morală și toate normele deontologice profesionale. Iar avocatul fostului lider PDM, Lucian Rogac, a declarat pentru postul nostru de televiziune că declarațiile lui Igor Popa sunt niște aberații, menită să-l denigreze pe fostul lider PDM. Fostul premier a renunțat la serviciile lui Igor Popa în iulie 2018. Un an mai târziu, pe când încă se afla în detenție, Vlad Filat a declarat că fostul său avocat nu a transmis mai multe declarații de ale sale, menite să arunce întreaga clasă politică în aer. Mai mult, Filat îl acuză pe Popa de faptul că ar fi furat bani care ulterior s-au pus pe seama liderului PLDM. În 2017, biroul de avocați din care face parte Igor Popa a cerut de la Vlad Filat aproximativ 1,5 milioane de euro, bani pentru apărarea acestuia în instanță. Fostul premier a fost condamnat în 2015 la 9 ani de închisoare, însă în 2019 a fost eliberat înainte de termen, după ce CEDO a conchis că acesta a fost deținut în condiții inumane. Starea de urgență în agricultură nu va fi instituită. Guvernul a dat aviz negativ proiectului de lege prin care se propunea introducerea stării de urgență în sectorul agricol. Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului Ion Perjo a menționat că autorii inițiativei ar trebui să-și revizuiască propunerile, iar proiectul ar trebui să conțină motive clare pentru introducerea unui regim de urgență. Vestea i-a nemulțumit pe fermieri, care spun că și-au pierdut și ultima speranță, iar deputații din opoziție acuză guvernarea de irresponsabilitate. Vestea că nu va fi instituită stare de urgență în agricultură i-a lăsat fără cuvinte pe fermieri, care spun că au fost mințiți, iar promisiunile venite din partea guvernării au fost vorbe în vânt. Noi aveam suspiciuni în privința lobismului guvernării actuale, dar acum văd că s-a divirește tot. Dar nici nu ne-am gândit că o să fie așa de dramatic. Cred că o să meargă acum alimentarii în lanț, special în agricultorii mici. Fermierii susțin că nu știu cum vor proceda mai departe, pentru că s-au pomenit în toamnă fără roadă, dar cu multe datorii. Unii producători se plâng că nu au primit nici măcar ajutorul promis de guvern în valoare de 1.500 de lei pentru un hectar de culturi afectate, în loc de cele 3.000 solicitate. Colegii, majoritatea colegii au foarte mult în spațiu, chiar ne sună și ne întreabă de care e situația, de ce noi nu primim și așa mai departe. Sunt mulți care au sperat că au fost ei la protest și n-au primit, nu li s-a acceptat în totalitate dosarul, nu li s-a acceptat dosarul. Instituirea stării de urgență în agricultură a fost cerută anterior de către opoziția parlamentară, care susține că fermierii s-au pomenit în această situație critică din cauza guvernării, care nu a găsit nicio soluție pentru a-i ajuta. Cu regret, acest guvern a ignorat și
a dat avize negative la foarte multe inițiative care veneau cu soluții clare pentru agenți economici, pentru agricultori în această perioadă complicată. Este un guvern absolut irresponsabil, un guvern antipopular. De cealaltă parte, deputatul socialist Bogdan Țârdea ne-a spus că agricultorii nu s-ar fi confruntat cu această problemă dacă Moldova ar fi primit împrumutul de 200 de milioane de euro din partea Federației Ruse, asta deși anterior atât șeful statului cât și reprezentanții Alianței de Guvernare PSRM-PDM au declarat că mizează pe acești bani pentru reparația drumurilor. Sperăm la anumite încasări bugetare, sperăm că opoziția va vota acel credit de 200 milioane de euro, care tocmai acoperea toate solicitările agricultorilor. Solicitat pentru o reacție, Serviciul de Presă al Ministerului Agriculturii, Ecaterina Grigorean, ne-a spus că nu comentează declarațiile politicienilor, iar consilierul pe comunicare al premierului Boris Harea nu ne-a răspuns la telefon. Amintim că la mijlocul acestei veri, mai mulți agricultori din toată țara au ieșit la protest cu tehnica agricolă. Aceștia au blocat drumul și și-au anunțat revendicările. Printre acestea s-au numărat acoperirea pagubelor financiare în proporție de 50% și declararea stării excepționale în agricultură. Consiliul Concurenței a amendat Avia Invest cu peste 31 de milioane de lei pentru pretins abuz de poziție dominantă pe piața de furnizare a serviciilor de acces la infrastructura și facilitățile aeroportuare pentru companiile care deservesc la sol cursele aeriene în limita teritoriului Aeroportului Internațional Chișinău. Decizia a fost calificată de concesionarul aerogării drept absurdă și ilegală, care a menționat că această instituție a scuipat astfel pe practica judecătorească. Avia Invest a mai avertizat că în cazul în care Consiliul Concurenței nu își va anula benevol decizia ilegală, compania se va adresa în instanța de judecată, unde este sigură că îi se va face dreptate. Decizia Consiliului Concurenței de a amenda Avia Invest vine în urma unei investigații deschise în baza unei plângeri din partea uneia dintre cele două companii care prestează aceste servicii de handling la sol în aerogară. Potrivit reclamației, companiei Avia Invest s-ar fi imputat înaintarea neîntemeiată a acordurilor adiționale de prelungire a contractelor de locațiune pe un termen nerezonabil de 30 de zile. Drept răspuns, Avia Invest acuză Consiliul Concurenței că protejează compania care a depus plângerea și, în pofida tuturor normelor, încearcă să oblige gestionarea aeroportului să încheie un contract pe termen de 7 ani cu reclamanta. Anterior, Consiliul Concurenței a efectuat același tip de investigații, de asemenea, în baza plângerilor depuse de MGH Ground Handling și atunci a decis să penalizeze Avia Invest pentru așa numită poziție dominantă pe piață. Avia Invest a atacat decizia respectivă în judecată și a obținut câștig de cauză în instanțele de toate nivelele. Atât judecătoria, cât și Curtea de Apel și Curtea Supremă de Justiție i-au dat câștig de cauză companiei Avia Invest și au anulat decizia Consiliului, scrie în comunicatul emis de companie. Avia Invest a luat în concesiune Aeroportul Internațional Chișinău pe o perioadă de 49 de ani. În prezent, aerogara deține o infrastructură ce corespunde celor mai înalte standarde europene, iar acesta este un rezultat al proiectelor implementate de Avia Invest. Cel mai recent dintre ele este noua pistă care are o lungime de aproape 2400 de metri și o lățime de 45 de metri și este un proiect unic pentru Republica Moldova. Schimbările care s-au produs în ultimii ani la aeroport și reușitele companiei au fost premiate la numeroase competiții internaționale și pot servi drept exemplu de succes al unui proiect de infrastructură la nivel de țară și cu impact major pentru economia națională și cetățeni. Moldova a înregistrat a doua zi consecutiv peste 700 de cazuri de îmbolnăviri cu noul coronavirus. Astfel, astăzi au fost confirmate pozitiv 721 de persoane, iar 8 oameni au pierdut lupta cu virusul periculos. Tot astăzi, în municipiul Chișinău, au fost identificate 284 de focare de COVID-19. Potrivit datelor prezentate de Ministerul Sănătății, 592 de pacienți sunt în stare gravă, iar 35 sunt conectați la aparate de respirație asistată. De la începutul pandemiei, 48.953 de oameni au luat virusul.
Totodată, potrivit informațiilor prezentate în cadrul ședinței Consiliului Municipal Chișinău, situația în capitală este îngrijorătoare. Astăzi au fost identificate 284 de focare, iar de la începutul pandemiei au fost identificate aproximativ 5.900 de focare. La ora actuală, în municipiul Chișinău au fost confirmate 20.776 de cazuri de infectare cu virusul COVID-19. În suburbii, cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Durlești, Bubuieci, Trușeni și Băcioi. Noi restricții au fost ridicate de către Comisia Națională Extraordinară pentru Sănătate Publică în ședința de astăzi. Astfel, autoritățile au decis să fie permisă desfășurarea expozițiilor, organizarea festivalurilor și a târgurilor agricole specializate cu respectarea măsurilor de prevenire a infecției COVID-19. Totodată este admisă desfășurarea activităților în incinta instituțiilor teatrale, concertistice și a caselor de cultură, inclusiv cu prezența spectatorilor. Potrivit hotărârii, decizia finală de a redeschide instituțiile de cultură va aparține fondatorilor, doar după ce vor întruni toate regulile de protecție stabilite. Omul de afaceri Mihail Aizin, cunoscut și sub numele de Chitaeț, a fost internat ieri la Spitalul Republican din Chișinău. Se întâmplă la 5 zile după ce a fost decorat de șeful statului Igor Dodon cu Ordinul Gloria Muncii, în cadrul unei ceremonii desfășurate la președinție. Deocamdată nu se cunoaște cauza internării lui Aizin, însă mai multe surse afirmă că acesta ar fi infectat cu virusul COVID-19. Informația precum că Mihail Aizin este internat la Spitalul Republican a fost confirmată de purtătorul de cuvânt al instituției medicale. Acum 5 zile, înainte de a ajunge pe patul de spital, Mihail Aizin a primit în incinta președinției distincția Gloria Muncii din partea șefului statului Igor Dodon. S-a conferit Ordinul Gloria Muncii următorilor: Aizin Mihail, pozele publicate pe pagina de Facebook a președintelui se vede că la evenimentul de săptămâna trecută au participat zeci de oameni, inclusiv lucrători medicali, persoane din domeniul asistenței sociale, antrenori, sportivi, ingineri, veterani ai procuraturii, plus militari din Garda de Onoare. Din imagini se vede că majoritatea celor prezenți purtau măști, iar Mihail Aizin era echipat și cu mănuși. Purtătorul de cuvânt al șefului statului, Carmena Lupei, nu n-a răspuns la mesaje pentru a ne spune dacă președinția ar putea să se autoizoleze pentru 2 săptămâni, la fel cum procedase conducerea Parlamentului atunci când s-a aflat că deputatul Eugen Nichiforciuc a fost diagnosticat cu virusul COVID-19. Solicitat pentru un comentariu, specialiștii Agenției Naționale pentru Sănătate Publică au făcut trimitere la recomandările Organizației Mondiale a Sănătății, în cazul în care o persoană depistată pozitiv cu noul coronavirus a interacționat cu altele în perioada de incubare a virusului. Scandalul legat de decorarea fostului interlop Mihail Aizin continuă pe parcursul întregii săptămâni. Vicepreședintele Parlamentului, Alexandru Slusar, a expediat o solicitare la președinție în care a cerut mai multe detalii legate de decorarea fostului lider interlop pe timpul guvernării comuniste. Totodată, pe un portal de știri a apărut o declarație care ar fi fost făcută de Mihail Aizin, în care descrie cum și-a construit afacerile, că timp de 25 de ani este acționar majoritar la o rețea de magazine și că face afaceri curate, plătind regulat impozitele la stat. El a recunoscut că periodic a fost în vizorul poliției, inclusiv pentru un caz de implicare cu droguri, dar că nu a fost condamnat și că ar fi fost victima unor răfuieli. Potrivit declarației sale, subalternii săi sunt cei care l-au propus pentru a fi decorat. Precizăm că Mihail Aizin, despre care presa a scris că ar fi cunoscut sub pseudonimul Chitaeț, a fost decorat de președintele Igor Dodon cu Ordinul Gloria Muncii. Acest lucru a strânit un val de critici, iar președinția a declarat că ar putea să-i retragă ordinul.
Suntem în prag de sezon rece, iar asta înseamnă viroze, gripe și mai nou COVID-19. În timp ce reprezentanții sistemului de sănătate se arată îngrijorați că nu vor face față supra-solicitărilor, oamenii spun că se tem să ajungă la spital, în condițiile în care instituțiile medicale sunt arhipline cu pacienți diagnosticați cu noul coronavirus. Totodată aceștia nici nu prea cunosc cum să deosebească o simplă răceală de COVID-19. De mai bine de jumătate de an, Moldova, la fel ca și alte țări din întreaga lume, se confruntă cu pandemia de COVID-19, iar în mai puțin de o lună va începe și perioada virozelor sezoniere. În acest context, am încercat să vorbim cu oamenii, să vedem dacă știu a face diferența dintr-o simplă răceală și coronavirus. Aceștia ne-au spus că și-au pierdut încrederea și în autorități, după ce au văzut ce se întâmplă în spitalele din țară. Pentru mine, virusul COVID-19 e mai periculos, deoarece la noi în țară nu mai sunt locuri în spitale. Medici nu-s, medicamente nu-s, nu are nici cine să te trateze și nici cu ce să te tratezi. Mi-e groază să ajung la spital. Oamenii au recunoscut că nu prea știu să facă diferența dintr-o simplă răceală și noul coronavirus. Nu știu, pentru că n-am avut nici cazuri nici în familie și... nu știu. Mie este mai tare frică de o gripă pentru că cam tot ce este pe împrejur acum e COVID și sunt asemănătoare și simptomele și cam ți dă de gândit. Sincer, eu consider că e aceeași răceală, numai că aici ceva au mai introdus în COVID. Dar poate fi gripa mai grea ca COVID-ul și să mor de la gripă, așa? O infecție COVID-19, dacă mai ai încă ceva și te mai doare, apoi scăpare nu-i. Dar de un grip simplu, mai scurt organismul să luptă cu dânsul. Și medicii se arată alarmați de faptul că în această toamnă nu vor putea face față tuturor solicitărilor din partea oamenilor. Cea mai gravă problemă va fi supra-solicitarea personalului medical. Apoi, evident, vine și supra-solicitarea cu paturilor de spital, medicamentele care trebuie să fie mereu accesibile. O să fac față? Nu, o să vedem, dar avem un control? Unii specialiști susțin că există doar un simptom care poate face diferența dintre COVID-19 și o simplă răceală. Diferența în simptomele COVID și gripă este numai una. La COVID, o parte de oameni nu prea au simț de miros și gust. Alte diferențe nu sunt. În același timp, specialiștii accentuează însă că, în cazul gripei, totuși există un vaccin care te protejează. Drept urmare, medicii recomandă vaccinarea, atât pentru copii, cât și pentru adulți. Gripa prezintă un pericol pentru copii mici, pentru oameni bătrâni și pentru oameni cu infecțiile cronice destul de severe care afectează sănătatea. COVID-ul nu prea afectează copiii, COVID-ul afectează mai mult oameni în vârstă sau oameni cu problemele cronice. Pentru a evita infectarea cu virusul COVID-19, dar și alte viroze respiratorii, medicii vă sfătuiesc să purtați mască, să păstrați distanța fizică și să vă spălați cât mai des pe mâini. Consilierul socialist Vasile Chirtoca ar fi comis mai multe abuzuri și ilegalități, folosindu-se inclusiv de mandatul de președinte al Comisiei pentru Construcții, Arhitectură și Relații Funciare. Despre acest lucru a anunțat astăzi consilierul municipal din partea partidului politic Șor, Valerii Climenco, în cadrul ședinței Consiliului Municipal Chișinău. Alesul a prezentat mai multe acte care, potrivit lui, ar demonstra faptul că Chirtoca ar fi blocat reconstrucția străzii Mesager, astfel municipalitatea ar fi fost prejudiciată cu 4 milioane de lei. Valerii Climenco susține că în luna decembrie anul 2016, Consiliul Municipal Chișinău a luat decizia de a extinde strada Mesager din capitală. Acest lucru însă nu s-a întâmplat, deoarece pe acel tronson de drum care urma să fie construit, s-ar afla o întreprindere care îi aparține consilierului socialist Vasile Chirtoca. Скоро выяснилось, что расширение улицы Месаджер...
A devenit clar că extinderea străzii Mesageri era imposibilă fără exproprierea terenurilor de-a lungul acestei străzi. Pe aceste parcele se află un teren cu o suprafață de 1314 metri pătrați. După cum știți, această întreprindere face parte din grupul DAC, care aparține consilierului municipal Vasile Chirtoca. Как известно, эта фабрика входит в группу ДАК, владельцем которой является муниципальный советник Василий Киртока. Potrivit lui Climenco, dacă strada Mesageră ar fi fost extinsă, Chirtoca urma să întoarcă în proprietatea municipalității un teren de 10 ari. Proiectul de reconstrucție a străzii a fost blocat însă, iar în urma acestei decizii primăria ar fi fost prejudiciată cu câteva milioane de lei, afirmă Climenco. Aproximativ 4 milioane de lei au fost plătiți din bugetul organizației de proiect pentru dezvoltarea acestui proiect fără sens. Această situație ridică din nou problema eliminării domnului Chirtoca din funcția de președinte al comisiei. Sunt mai mult decât sigur că el aplică această practică și astăzi în celelalte soluții ale noastre, pentru că astfel de oameni nu se pot opri. De cealaltă parte, consilierul socialist Vasile Chirtoca l-a invitat pe Valerii Climenco să discute acest subiect între patru ochi. Если хотите, давайте выйдем, оденем перчатки, побоксируем. Или там другой способ. Domnul Chirtoca, vă mulțumim. Contactat de postul nostru de televiziune, consilierul socialist Vasile Chirtoca a refuzat să ofere un comentariu la acest subiect. Toate reacțiile de un scris, înțelegeți, și-a prin telefon. Mă scuzați, eu participam la ședință. Da. Mulțumesc. În decembrie 2016, Consiliul Municipal Chișinău a dispus proiectarea reconstrucției și extinderii străzii Mesager de la strada Albișoara până la calea Ieșilor. Autoritățile spuneau atunci că noul drum va permite fluidizarea traficului rutier în centrul capitalei. Ulterior, însă, la inițiativa lui Vasile Chirtoca, în scopul menținerii zonei verzi, hotărârea a fost modificată și a fost exclusă prevederea în care era indicată prelungirea străzii Mesager. Precizăm că la începutul lunii iulie, Valerii Climenco a cerut demisia lui Vasile Chirtoca din funcția de președinte al Comisiei pentru Construcție, Arhitectură și Relații Funciare pentru comiterea unor abuzuri și activitate ineficientă. Totodată, anterior, mai mulți locuitori din capital au protestat împotriva lui Chirtoca, spunând că acesta ar fi intrat în posesia mai multor terenuri din proprietatea municipalității. Acuzațiile însă au fost respinse de consilierul socialist. Tot atunci, Valerii Climenco a cerut crearea unui grup de lucru în CMC care să investigheze schemele dubioase cu scopul de a fi întoarse bugetului municipal prejudiciile. Majoritatea socialistă, din care face parte și Vasile Chirtoca, a respins propunerea. La trei zile după teribilul accident din capitală în care a decedat un șofer de taxi, poliția spune că nu știe dacă celălalt șofer implicat în incident era băut la volan. De asemenea, oamenii legii nu cunosc viteza cu care se deplasa conducătorul de pe Mercedes. Asta deși martorii ne-au spus că avea viteză excesivă. În alte cazuri, însă, poliția anunță despre aceste lucruri foarte repede. Purtătorul de cuvânt al Poliției Capitalei, Natalia Stati, ne-a spus doar că pe acest caz a fost inițiat un proces penal pentru a stabili cine se face vinovat de producerea accidentului și că șoferul Mercedesului nu a fost reținut. Precizăm că accidentul a avut loc marți pe strada Milescu Spătaru. Un taximetrist a decedat după ce ar fi efectuat o manevră neregulamentară în timpul căreia a fost tamponat violent de către un Mercedes. Ne-au declarat martorii. Șoferul de pe Mercedes ar fi plecat cu ambulanța de la fața locului, dar la spital așa și nu ar fi ajuns, ne-au spus medicii. Totodată cineva ar fi scos plăcuțele de înmatriculare ale automobilului. Răpire ca în filmele de acțiune la Bălți. O tânără care a așteptat la stație transportul public a fost băgată cu forța într-un automobil de către doi bărbați care aveau cagule și erau înarmați. Scenele s-au petrecut aseară sub privirile îngrozite ale martorilor care au și alertat poliția. Oamenii au anunțat că fata a fost răpită și urcată cu forța într-o mașină de culoare neagră cu numere de înmatriculare străine. La scurt timp, automobilul a fost identificat și stopat. Forțele de ordine au stabilit că tinerii aveau la ei un obiect asemănător cu un automat Kalashnikov și un pistol, ambele din plastic, precum și trei cagule negre din material textil. Aceștia au vârste cuprinse între 16 și 24 de ani și sunt originari din raioanele Sângerei și Ștefan Vodă. În timpul audierilor, ei au spus că au încercat să facă un experiment social pentru a verifica vigilența oamenilor. Era ideea de mine de făcut un experiment, că îmi doresc să ne reacționăm la lume.
Oamenii legii au pornit un dosar penal pentru huliganism, iar 4 tineri au fost reținuți pentru 72 de ore. S-a stabilit că aceștia au mai înscenat 3 asemenea cazuri pe străzile municipiului Bălți. Reprezentanții Inspectoratului General al Poliției precizează că asemenea experimente sociale trebuie coordonate cu poliția, altfel sunt considerate infracțiuni. Doamnelor, domnilor, rămâneți cu Televiziunea Centrală. Eu sunt Victoria Petraru și vă mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă vă doresc. La revedere!